Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se întâmplă multe lucruri interesante. Un domn din Drobeta, Turnu Severin, creștea în propria sa garsonieră un struț. Severin, ai zis? Moise, tu ești, tati. Drobeta, da. Domnul, dar cred că știe cine e exact. Drobeta, Turnu Severinean. Toți se știu. Da, îți dai seama. Moi se scrie ne, dacă știi despre cine e vorba. Poliția a fost solicitată pentru intervenție. Auzi, mă, în garsonieră. Dar ce înălțime are garsoniera respectivă? Că struțul este o pasăre înaltă, mă gândesc. E cât de, n-are mai mult de 2 metri. N-are, nu? Zici? Struțul? Ba da, are fi, mai cum mult de 2 metri înălțime. O fi sta? E mai înaltă. De gât. Bă, dacă îi legai un pămătuc de crește struțului, puteai să ștergi tavanul, pânzele de păianjă, de prin colțuri și așa mai departe. O fi o garsonieră de aia cu două etaje. Poți să-ți ugrăviști cu el, uite, acum că mi-ai dat ideea asta, e pe trafalet. Garsonieră penthouse. Da, și eu și binecuvântez cu trafalet. Deci poliția a fost solicitată pentru intervenție, polițiștii Drobeto, Turnu Severinian s-au deplasat la fața locului, unde, într-adevăr, de pe fereastra garsonierei a văzut imagine. Deci de pe fereastra garsonierei aflată la parter, îi privea un struț. Fereastra în sine, genial, nu știu că ați văzut imagine. Fereastra era închisă. Da. Și apărea așa, era o fereastră dublă, da? Deci una geam fix, unul care se deschide. Da. Ăla fix, fără perdea, fără nimic, se vedea struțul. Struțul mai apărea un pic, așa să uitați, mai făcea un pic într-o parte, păc, mai să... Era curios să vadă ce se întâmplă. Cealaltă avea o perdea tip carpetă. Așa era perdeaua. Deci era, imaginați-vă, un covor, mai pe roșu cărămiziu, așa, pus în geam. Aia era perdeaua domnului, draperia. Și struțul mă apără un pic, să se mai uită. Da. O investigație rapidă... Era pe filaj. O investigație rapidă a relevat faptul că proprietarul mutase, de fapt, struțul din curtea casei în care locuia... De frig. La bloc, nu. În urma unor reclamații venite din partea vecinilor, nemulțumiți de zgomotul pe care îl făcea pasărea. Ori eu nu știam că struțul ar face cine știe ce... Dar nu e gălăgios, e gălăgios. Da. De câte ori am fost la zon, am văzut odată un struț să se manifeste vocal. Am crezut că e mut. Mai triluiesc așa, dar m-am documentat. Scot diverse sunete, printre care, asta este înregistrare autentică, un mic David Attenborough undeva în Africa... Înregistrează, e cu încă un domn sau o doamnă. Și înregistrează, ăla e. Burduful ăla? Ăsta? Da. Un motor de mobră mai înfundat, da. Așa. Nu face din, adică n-am mâncat fasole. A, pe foarte... Zici că face de gât. Înțeleg pe vecini. Da, zici? Da, că sunt joase sunetele și... Se gândește, măi, ce-a mâncat ăsta iar? Da. Săracul de el. Mai bine cu bormașina decât cu... Zici că nu burduf ăla de sărbători. Ăla-i buhai, nu burduf. Buhai, așa, bro. Mă scuzați. Mai... Și ăla face mult mai rău. E pe acolo. Mai dă-l odată, să vezi că ăla-i. Mai dă buhai odată, te rog. Vine-te, îți găsesc un buhai. Fiți atenți. Ăla-i buhai. Iată, nu... S-a apropiat, nu? Din cer, frumos împodobit, ca un împărat. Proprietarul struțului, un domn de 30 de ani, a luat apărarea orătăliei. L-am crescut de pui de foarte mic. Nu face gălăgie, nu face nimic, este foarte bine îngrijit. Și bine crescut. Cu minte. Îl știu de mic, domn șef. N-are nicio problemă. Totuși, poliția l-a amendat pe proprietar cu 3.000 de lei. Iar inspectorul... De principiu. Da, asta e problema, știi? Când vine televiziunea la o acțiune, asta trebuie să dea amendă, că asta e altfel. Pleacă reporterii dezamăgiți. Deci inspectorii DSV Mehedinți i-au pus în vedere să mute din nou pasărea la curte într-un spațiu adecvat. Și uite așa, struțul o să devină pasăre migratoare între sat și oraș. Săracul struțul ăla, iar mă mutați, frate, de-abia mă obișnuisem aici în garsonieră. Acum iar la ăia unde mă latră câinii, mă, se uită vecinii urât la mine, iar în bun. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare au recunoscut că struțul era hrănit așa cum trebuie. Dar au remarcat... Cu boabe. Dar cu ce hrănește pe struțul ăla și cât mănâncă, frate? Îți dai seama, te atașezi de un astfel de animal. Îți mănâncă și urechile. Ce mănâncă struțul și mai ales cât? Ați văzut cât e? Mănâncă de alea de câine, boabe. Zici? Da. De altă parte, și ce omletă poți să faci într-un ou de struț. Mănâncă toată scara. Mereu mi-am pus problema, da. Corect. Cum o fi? Dar dacă era struț, nu struță. Dacă e struță, e... Mă rog, tot omletă. Face ca bucă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.